turismul la nivel european nu reprezintă doar transport sau doar călătorii. Înseamnă economie, înseamnă creștere economică, înseamnă locuri de muncă și cel mai important înseamnă profit. Turismul în momentul de față reprezintă 9% din produsul intern brut la nivel european, reprezintă 10 milioane de locuri de muncă la nivel european, reprezintă aproximativ 2 milioane de companii, de firme mici și mijlocii implicate în domeniul turismului. Deci cred că este absolut necesar crearea acestui intergrup. Din discuțiile pe care le-am avut cu membrii ai Parlamentului European, acești membri, 100 de membri, sunt membri din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, reprezintă toate grupurile politice din Parlamentul European și în urma discuțiilor pe care le-am avut, sunt convinsă că cu încă puțină luptă vom reuși să creăm acest intergrup pe turism, atât de necesar pentru Uniunea Europeană în ansamblu, pentru Europa, dar și pentru fiecare stat membru în parte, pentru că, într-adevăr, turismul se face și acasă și fiecare stat membru al Uniunii Europene are nevoie de promovare turistică. Turismul nu se referă numai la economie, se referă în același timp și la patrimoniu cultural, la tradiție, la istorie, la gastronomie și toate aceste lucruri vor fi promovate și susținute prin acest intergrup. Partea acestui intergrup de turism va fi și promovarea patrimoniului cultural, pentru că promovarea patrimoniului cultural de la nivelul întregii Uniuni Europene va duce la promovarea identității comune europene, pentru că oriunde în Europa, fiecare cetățean din statele membre ale Uniunii Europene trebuie să simtă ca acasă, trebuie să ne simțim în fiecare stat membru, să ne simțim cetățeni europeni și fiecare patrimoniu cultural din fiecare stat membru să fie propriul nostru patrimoniu cultural și să ne mândrim de fiecare obiectiv turistic și de fiecare obiectiv cultural din Europa.